Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante posturi pe care creștinii ortodoxi trebuie să le țină de-a lungul anului bisericesc. Acesta a început pe data de 14 august și se va încheia pe data de 28 august. Acest post reprezintă unul dintre cele mai importante posturi pe care credincioșii trebuie să le țină de-a lungul anului. Ca durată, este mai scurt decât postul Paștelui și cel al Crăciunului. Eugen Băluță, preotul Bisericii Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, i-a îndemnat pe creștini să sporească în rugăciune. Postul Sfintei Marii este un post aspru care se ține timp de 2 săptămâni. Creștinii se abțin de la bucate de fruct, de la carne, de la pește, de la ouă, fac milostenii, se împacă cu cei care sunt în ceartă și de asemenea se roagă și o cheamă pe Preasfântă Născătoare de Dumnezeu în ajutor și în apărarea vieții a familiilor, că tradiția ne spune că înainte de a pleca, se muta din lumea aceasta, a dormit Preasfântă Născătoare și ea însuși a postit, s-a pregătit de a se întâlni cu Fiul Său iubit. De asemenea, cu mare drag ne pregătim pentru marele praznic a cinstitei adormiri, care vom prăznui eu pe data de 28 și va fi încheierea și postul acesta. Postul acesta este asemănător ca postul cel mare și totodată Biserica Ortodoxă îndeamnă pe toți la milostenie, la iubire, la iertare, la pregătirea sufletească prin mărturisire, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos și, în ultimul rând, la iubire față de Dumnezeu, de aproape și de toți cei care înconjoară pe noi. Potrivit bisericii, postul este la fel de aspru ca cel dinaintea Paștelui. În zilele de luni, miercuri și vineri, nu se mănâncă nimic până la sfințitul soarelui. Marți și joi se consumă doar legume fierte, fără ulei, iar în zilele de sâmbătă și duminică este permis consumul de ulei și vin. Dar ce bucate se mănâncă de post? Dar ce se mănâncă? Se mănâncă chiper, patlajic, fasole, cartofi. Postul pentru mine este destul de important, pentru că este o curățire a sufletului, dar și a organismului, pentru că mai lăsăm produsele nesănătoase departe. De post nu se mănâncă produse lactate, pește, carne, ouă și încercăm cât mai cu strictețe să nu consumăm aceste alimente. E ușurarea sufletului, ușurarea trupului, ne mai descărcăm de atâtea grăsimi și devin un om mai bunic. Laptele nu se poate, carnea și ouăle. Cred că e mai multă mâncare de sac decât de a te obține de la mâncarea asta care ține grăsimi. Îi mulțumim Dumnezeu că este post. Postul Adormirii Maicii Domnului nu se rezumă la înfrânarea de la anumite alimente, ci mai degrabă de la toate lucrurile care ne despart de bunul Dumnezeu. Nu este suficient abținerea de la anumite alimente, ci ar trebui să ne oprim din săvârșirea de păcate. Acest subiect face parte din cadrul proiectului Tineri Activi pentru Comunitate, implementat de Albasat, în cadrul programului Încurajarea Tinerilor pentru ca să devină cetățeni activi, implementat de Arex Europe, în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri și susținut financiar de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate în acest material nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.